Suntem în data de 20 martie 2020. Această înregistrare este una mai specială, deoarece ne aflăm într-o situație de epidemie și de pandemie globală. Este vorba despre coronavirus COVID-19. Suntem în stațiunea Covasna, în centrul stațiunii. Suntem în zona unde este parcul central și hotelurile din această localitate. Unele dintre hoteluri, toate sunt închise la ora aceasta. O măsură foarte bună, deoarece în orașul Covasna am avut printre primele cazuri de coronavirus pozitiv, două persoane venite din Italia, apoi încă două. Deci total, în data de astăzi, sunt 4 persoane pozitive. Avem 5 în carantină și 309 în izolare. Oamenii de aici au fost foarte îngrijorați la început, dar acum lumea s-a așezat, ca să zic așa, se stă mult în case, dar pentru necesități se poate circula. În fiecare zi aproape sunt mașini care stropesc cu soluții speciale pentru ca să dezinfecteze. Primăria noastră a fost foarte eficientă și toată lumea practic este mulțumită de acțiunea ei. Ce vreau să vă spun, situații de acestea de urgență eu am mai avut ocazia să trăiesc și acum mi-aduc aminte de ceva asemănător la Revoluția din 1989, din decembrie, când la Timișoara s-a instituit situația de urgență, era situație militară, în care practic atunci nu știai ce se va întâmpla, aveam voie doar 2 persoane, mai mult nu, trebuia să avem buletinele la noi pentru a fi legitimați. Probabil că dacă epidemia se extinde, se vor lua măsuri mai aspre și aici. De aceea eu am făcut această înregistrare pentru voi, toți prietenii noștri, să stați cât mai mult în casă. Și dacă ieșiți, să vă luați toate măsurile de precauție pentru a nu împrăștea virusul. În special bătrânii să nu se deplaseze. Specialiștii spun cam 2 luni de zile minimum să stea liniștiți, să fie ajutați de ceilalți. Vă rugăm să nu intrați în panică. Panica este cea mai periculoasă. De aceea, fiți calmi, petreceți timpul în mod util pentru că e nevoie de pace sufletească, cât mai multă rugăciune. Ar fi bine preoții să tragă clopotele la ora 12, așa cum s-a făcut și s-a dat sfatul de către o episcopie. Deci, în Covasna, lucrurile sunt ok, cum se spune, și vă transmitem salutări la toți, să aveți grijă de voi și noi, reporterii profesioniști, suntem mereu alături de voi, în linia întâi, așa cum am fost întotdeauna și vom fi. Pentru voi a transmis Matei Schinteie și Cornelia Schinteie de la revista Pozitiv Covasna Press. Doamne ajută, sănătate, numai bine!